Deputatul PNL Dan Vâlceanu susține scăderea cu 5% a contribuțiilor de asigurări sociale și plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor pentru sănătate la 3 salarii minime brute. Pe pagina sa de socializare, deputatul a postat un mesaj prin care susține că alături de Florin Câțu și Gheorghe Pecingino a depus amendamente în acest sens. Povara taxării muncii trebuie să scadă și facem demersuri pentru asta. Ieri, împreună cu Florin Câțu și Gheorghe Pecingino, am depus la Parlament proiectul de lege privind scăderea cu 5% a contribuțiilor de asigurări sociale și plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor pentru sănătate la trei salarii minime brute. Toată lumea spune că taxarea muncii în România este prea mare, dar în urmă cu câteva luni, Parlamentul a respins un amendament similar inițiat de Florin Câțu. În această perioadă, conducerea PNL a anunțat printr-un comunicat de presă că susține reducerea taxării muncii. Asta înseamnă că parlamentarii PNL nu vor mai fi forțați să voteze împotriva acestei inițiative, așa cum s-a întâmplat la amendamentul inițiat de Florin Câțu sau la amendamentul privind renunțarea la supraimpozitarea muncii part-time. PSD a anunțat de asemenea prin Marcel Ciolacu faptul că susține reducerea taxării muncii. Este momentul să ne dovedească domnul Ciolacu dacă a mai spus încă o minciună sau de data asta i-a scăpat ca prin minune și un adevăr. Este o perioadă complicată cu inflație mare, iar o reducere a taxării muncii îi ajută pe cei care muncesc și își văd veniturile erodate de inflație. Trebuie să înțeleagă și PSD că oamenii nu vor pomenile lor electorale, vor doar să fie tratați corect de către stat și să nu mai fie jupuiți cei care muncesc pentru a primi alții pomeni electorale sau pensii speciale.